Alexandru Băloi, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, a fost trimis în judecată. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, în sarcina medicului, reținându-se săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au precizat că în perioada aprilie 2014-iulie 2015, Alexandru Băloi, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, a primit de la un om de afaceri, în mod repetat, sume de bani reprezentând un procentaj de aproximativ 20% din valoarea facturilor emise de firma acestuia din urmă, în baza unui contract de servicii încheiat cu unitatea spitalicească. Din conținutul probatoriului a rezultat că medicul ar fi primit în total 6.500 de lei în trei tranșe. La data de 26 august 2015, Alexandru Băloi a fost prins în flagrant în timp ce primea de la martorul denunțător suma de 3.000 de lei.